Și pentru că tot am văzut un monopost pe pârtie, iar la noi iarna a început să-și arate în sfârșit colții, sau, mă rog, țurțurii, Vali a dat o fugă până la circuitul lui Titi Aur pentru a ne învăța cum conducem, dar mai ales cum ne distrăm pe zăpadă. Într-adevăr, acum avem zăpadă. Bine v-am găsit. Au trecut și sărbătorile, niște sărbători care au semănat mai mult cu cele pascale decât cu cele de iarnă. Acum, în schimb, avem foarte multă zăpadă. Nu m-am abținut, bineînțeles. Mie îmi place atunci când alunecă foarte tare. Suntem la ATA, Academia Titi Aur, binecunoscutul loc în care venim să testăm tot felul de mașini, tot felul de condiții. Acum suntem aici pentru că cei de la această academie au venit cu inițiativa de a organiza o cursă, să-i spunem așa, pentru toți cei care își doresc să vadă cum se comportă o mașină pe zăpadă atunci când avem și mai mulți cai putere, lucruri devin interesante, dar într-un cadru organizat, pentru că am văzut foarte mulți doritori de adrenalină care sunt prin parcări seara, de regulă se strâng foarte mult și mai vine și poliția, nu este întotdeauna așa cum ar trebui. Ei, iată că acum cei de la Titi Aur au venit cu această inițiativă pentru a organiza acest Winter Track, unde se dorește a fi foarte mult fun. În spatele meu băieții deja au început activitatea de derapaje controlate. Fiecare a venit cu mașina proprie, sunt mașini cu tracțiune integrală, mașini cu tracțiune spate. Fiecare om și-a dorit să fie prezent aici cu o taxă modică, în jur de 100 de lei. Și trebuie salutată această inițiativă pentru că aici îți poți descoperi, într-adevăr, talentul pe care l-ai pentru a putea merge cu o mașină pe o suprafață alunecoasă cât de cât tare. Având în vedere că abia acum și-a intrat în drepturi iarna și vom avea parte de zăpadă multă în continuare, vreau să vă dau câteva sfaturi despre condusul pe zăpadă, dar nu mă refer aici la latura sportivă. Voi povesti despre cum se comportă o mașină atunci când o exploatăm la maxim și acum mă duc să mă usuc puțin la picioare, că deja m-am făcut fleașcă. Mașina o să mă aștepte aici cu minte, am arat deja cu ea puțin prin zăpadă și mai târziu ne mutăm pe circuit unde să povestim despre tot ce înseamnă comportamentul unei mașini pe suprafețe alunecoase. Multă zăpadă aici. În sfârșit la căldură. Stat destul afară. După ce spuneam, ne-a fi plăcut să ne bucurăm de o așa vreme de sărbători, dar din păcate iată că a durat ceva mai mult până a venit. Și acum voi intra din nou pe circuit cu o mașină, bineînțeles, echipată cu anvelope de iarnă 4x4. Mulți cai putere, dar din păcate, acum nu ne interesează câți cai putere are mașina, pentru că aici, la cum este aderența, nu îi putem folosi. Atunci când suntem la cursurile de conducere defensivă, amintim și noi faptul că șoferii care au mai încercat astfel de acțiuni, mai mult sau mai puțin legale, de a derapa cu mașina voi, de a încerca să gliseze, de a trage chiar și frâna de mână în anumite situații și au simțit acel derapaj, în anumite situații critice cu care se pot întâlni pe stradă, au șanse mai mari decât ceilalți șoferi să execute manevra mai aproape de cea corectă, pentru că 99% din cazuri fac exact inversul. Virează prea mult, virează prea puțin, rămân cu piciorul în accelerație, rămân cu piciorul în frână. Dacă mașina pleacă în derapaj, contrabrachează, adică iau de volan în cealaltă parte mult prea mult sau mult prea târziu. Sunt atât de multe variante, dar de fiecare dată mereu cea greșită. Pentru a putea efectua pe cea corectă, ai nevoie, bineînțeles, de antrenament. Pe lângă talentul de a simți mașina, pentru că ai nevoie și de acel simț, unii oameni simt mașinile mai mult, alții le simt mai puțin. Pe lângă acel talent de a simți mașina, ai nevoie de antrenament. Ai nevoie de mai multe exerciții pentru a putea vedea ce se întâmplă
în anumite situații. Și în această situație aici, de exemplu, dacă intrăm mult prea tare în acest viraj de la capătul liniei drepte, avem șansa să intrăm în zăpada de pe margine. Dacă mașina poate ieși de acolo, bine. Dacă nu, ne ajută oamenii de pe margine și putem să continuăm activitatea pe care o avem de desfășurat. Uite, și acum la viteză foarte mică, 20 km la oră, mașina nu s-a înscris pe viraj, a subvirat, adică am virat și mașina a mers pe traiectoria înainte. Și vreau să vedem ce se întâmplă dacă creștem puțin viteza. Bineînțeles că începe să și supravireze, adică să plece de spate. În prima instanță pleacă puntea față, adică subvirează, după care va pleca și puntea spate. E foarte important cum manevrezi volanul. Sunt momente în care, efectiv, aderența fiind foarte, foarte scăzută, nu mai poți face nimic și trebuie să aștepți ca mașina să se liniștească. Această liniștire poate să însemne părăsirea părții carosabile. Deci, indiferent de talentul pe care îl are cel aflat la volan, și aici mă refer la piloți, sunt situații în care nu se mai poate controla mașina, pentru că limita este depășită. Dacă mașina depășește limita aderenței sau viteza este cu mult crescută peste nivelul de aderență, toate sistemele pe care le avem pot fi degeaba. Iată, ne ajung și la finalul acestei acțiuni aici pe autodromul Titi Aur. Mare atenție, nu vă încredeți foarte mult în forțele proprii, pentru că nu știți care sunt situațiile în care poate ajunge mașina. Dacă vreți să le experimentați, oricând puteți veni într-un cadru organizat așa cum se întâmplă aici. Și de ce nu? Și să parcurgeți un curs de conducere defensivă în care primiți atât informații teoretice, cât și partea practică mai târziu, unde puteți vedea ce se întâmplă cu o mașină în situații limită. Până data viitoare, Vali Poșteanu vă salută de la autodromul Titi Aur. Ciao!